În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Fraților prea iubiți, participăm la această sfântă liturghie în cadrul căreia membrii Acțiunii Catolice, copii, tineri și adulți, depun adeziunea ca semn al dorinței lor de angajare ca laici pe drumul sfințeniei, prin implicarea în biserică și în societate. Să-i însoțim cu rugăciunile noastre pentru ca ei să fie fideli angajamentului lor. Sunt în fața altarului membrii Acțiunii Catolice înscriși în parohia Adormirea Maicii Domnului Iași, care au ales să urmeze drumul lor de formare în strânsă colaborare cu păstorii bisericii. Intenționăm ca prin acest gest să declarăm disponibilitatea și răspunsul nostru pozitiv în a parcurge cu fidelitate, deschiși spre toți ceilalți, etapele anului asociativ în curs, atât la nivel parohial, cât și la nivel diecezan. Voim ca prin această angajare să facem să crească darul de a fi în biserică laici responsabili în cadrul Acțiunii Catolice. Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele caracteristice ale Acțiunii Catolice enunțate în documentele Bisericii. Ne bucurăm că declararea disponibilității noastre are loc în cadrul unei celebrări euharistice, care întotdeauna ne trimite spre ceilalți. La sectorul copii depun adeziunea un număr de 12 membri, la sectorul tineri vor fi 54 de membri și 18 simpatizanți, iar la sectorul adulți 12 membri. Ne încredem în bunul Dumnezeu și îl rugăm să ducă la îndeplinire lucrarea sa în noi. Și acum să ne recunoaștem cu umilință păcatele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și misiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Purulea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Atotputernic și milostiv,
Dă-ne, te rugăm, harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui. El care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. El îi va judeca pe cei săraci cu dreptate. Citire din cartea profetului Isaia. În ziua aceea va ieși o mlădiță din trunchiul lui Iese și un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul științei și al fricii de Domnul. Își va găsi bucuria în teama de Domnul. Nu va judeca după aparența ochilor și nu va lua hotărâri după cele auzite cu urechea. Îi va judeca pe cei săraci cu dreptate și va lua hotărâri cu nepărtinire pentru cei nevoiași ai țării. Va lovi pământul cu toiagul gurii sale și îl va ucide pe cel nelegiuit cu suflarea buzelor sale. Dreptatea va fi cingătoarea coapselor sale și fidelitatea, cingătoarea mijlocului său. Atunci lupul va sta cu mielul și leopardul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și animalele îngrășate vor fi împreună și un copilaș le va călăuzi. Vaca și ursoaica vor paște împreună și puii lor se vor culca la un loc. Leul va mânca paie ca boul. Copilul alăptat se va juca la gura viperei și cel înțărcat își va întinde mâna în vizuina năpârcii. Nu vor face rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum apele acoperă fundul mării. În ziua aceea, rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare. Pe el îl vor căuta neamurile și locuința lui va fi glorioasă. Cuvântul Domnului. În zilele lui va înflori dreptatea și multă pace. Regelui judecățile tale și înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată. Dreptatea și multă pace, până când va fi luna, el va domni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Și multă pace.
săracul care strigă și pe sărmanul care nu are ajutor. Va avea milă de cel sărac și de cel sărman și va mântui sufletele sărmanilor. În veci, cât va fi soarele să dăinuiască ale său nume, în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului și toate neamurile îl vor preamări. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, tot ce a fost scris de mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin statornicia și mângâierea Scripturilor să avem speranță. Dumnezeul statorniciei și al mângâierii să vă dea aceleași sentimente unii față de alții ca ale lui Iisus Hristos, pentru ca într-un cuget și într-un singur glas să-L glorificați pe Dumnezeu și pe Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primiți-vă unii pe alții, după cum și Hristos va primi pe voi, spre gloria lui Dumnezeu. Vă spun că, într-adevăr, Hristos s-a făcut slujitorul celor circumciși pentru a împlini promisiunile făcute părinților și a dovedi astfel că Dumnezeu este credincios și pentru ca națiunile păgâne să-L glorifice pe Dumnezeu pentru îndurarea sa, după cum este scris. De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta psalmi pentru numele tău. Cuvântul Domnului. Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul predicând în pustiul Iudeii. El zicea, convertiți-vă pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acesta este cel despre care a spus Isaia, profetul, care zice, glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Acest Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele în jurul coapselor, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică.
și veneau la el din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Văzând că mulți dintre farisei și saducei veneau la botezul lui, le spunea: pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Faceți deci rod vrednic de convertire. Să nu credeți că puteți spune: îl avem ca tată pe Abraham, pentru că vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice lui Abraham fii din pietrele acestea. Securea este deja la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Eu vă botez cu apă spre convertire, însă cel care vine după mine este mai puternic decât mine. Eu nu sunt în stare să-i duc încălțămintea. El vă va boteza în Duh Sfânt și cu foc. Lopata de vânturat este în mână, în mâna lui, și va curăța aria sa. Va aduna grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge. Cuvântul Domnului. Cernice, părinte paroh și decan Paul Budău, cu cernici părinți concelebranți, dragi copii, adolescenți și tineri, iubiți credincioși și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Începând din această duminică, a doua din Advent, mergând spre Crăciun, apare în liturgia cuvântului tot mai pregnant figura botezătorului Ioan. Și aș vrea să subliniez încă de la început un aspect care, în general, trece neobservat. Gândiți-vă că Ioan Botezătorul, în momentul în care predica în pustiul Iudeii, nu era un moșneag. Era în puterea vârstei, a vieții, avea 30 de ani, era tânăr. Deci, tânăr fiind, tocmai de aceea, pentru că era tânăr, vă invit să priviți astăzi la el ca la un model. Model care ne poate inspira și pe noi, cei care astăzi trăim credința noastră. Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul? Câteva caracteristici ale vieții acestui sfânt. A fost un om al adevărului, un om al libertății, un om al esențialului. Om al adevărului. Ioan a apărat adevărul cu orice preț. Nu a făcut niciodată vreun compromis. A avut curajul să-i spună lui Irod, regelui Irod: nu ți este permis să trăiești în adulter, că trăia cu soția fratelui său. Și pentru aceasta, știm, a plătit scump. I s-a tăiat capul. Capul a căzut, dar adevărul a rămas în picioare. Ioan, om al adevărului. Este apoi
un om al libertății. El a înțeles foarte bine ce înseamnă să fii liber. Libertatea aceea de a crede. Nu s-a închisit în ceea ce spuneau sau gândeau alții. A avut curajul să meargă, cum se spune, împotriva curentului. Și a asumat responsabilitatea schimbării, a convertirii pe care a trăit-o înainte de a o predica. Noi, după mai bine de 40 de ani de îngrădire a libertății în regimul ateu, totalitar, comunist, Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a redat libertatea. Este darul Lui. Cei mai mulți n-ați apucat aceste vremuri. Noi, cei care suntem mai în vârstă, am trăit aceste vremuri de îngrădire a libertății. Odată cu așa numita Revoluție din 89, Dumnezeu ne-a făcut acest dar, ne-a redat libertatea de a ne mărturisi credința. Din păcate, pentru mulți, libertatea înseamnă libertinaj. Adică fac ce-mi taie capul, sunt liber. Am o viață, trebuie să-mi o trăiesc, să mă înfrupt cât pot din ea. Nu aceasta este libertatea în înțeles creștin. A fi liber înseamnă a alege de bună voie ceea ce ești obligat ca să faci, ca om, ca și creștin, nu mai spun. A face de bună voie ceea ce ești obligat să faci. Ioan Botezătorul a înțeles foarte bine libertatea și a ales de bună voie să facă ceea ce Dumnezeu i-a cerut să facă, să fie înainte mergătorul Fiului Său, pregătindu-i calea. Mai spuneam că Ioan Botezătorul a fost un om al esențialului. El și-a însușit un stil de viață auster, ați auzit în Evanghelie, sobru, redus la esențial. Că așa spune Evanghelia de astăzi despre el, citez, avea o haină din păr de cămilă și centură de piele în jurul coapselor. Iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică. Nimic în plus decât ce este indispensabil. Într-o lume care vedem predică lăcomia, cum este cea în mijlocul căreia trăim, Ioan Botezătorul ne este sau ne poate fi într-adevăr un exemplu de sobrietate, un exemplu de modestie, un exemplu de cumpătare. Acesta era Ioan Botezătorul. Și ce făcea Ioan Botezătorul? O să auzim în continuare, pe măsură ce ne apropiem de Crăciun. El a avut menirea de la Dumnezeu să predice. Și unde predica Ioan? Surprinzător, în pustiu, în ținuturi pustii. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce a mers Ioan Botezătorul în pustiu ca să predice. Păi cine merge în pustiu? Cel care se pregătește, cel care se pregătească în pustiu, unde știm foarte bine că merg puțini oameni. De ce a predicat în pustiu? Nu ar fi fost oare mai normal să meargă în mijlocul cetăților de atunci, cum era Ierusalimul, sau în piețele centrale, tixite de oameni, și să transmită acolo mesajul său?
să vorbească acolo numele lui Dumnezeu, dar nu, el a mers în pustiu. Noi poate așa am fi făcut, dacă aveam ceva de spus și astăzi vrem să spunem ceva, ca să cunoască cât mai mulți, postăm imediat pe Facebook, chemăm televiziunile, pentru ca mesajul să ajungă repede la cât mai mulți oameni. Ioan Botezătorul, în schimb, a mers în pustiu. Și repet întrebarea, de ce în pustiu? Răspunsul este foarte important și profund. Pustiul nu este atât un loc fizic, cât mai ales o dimensiune. Pustiul în Biblie este acel spațiu sacru în care omul experimentează în liniște, în tăcere, în încercare, în renunțare, ce experimentează? Comuniunea sa intimă cu divinitatea, cu Dumnezeu, spațiu sacru. Amintiți-vă de timpul pe care chiar Iisus, 40 de zile și 40 de nopți, a postit înainte de a începe activitatea sa publică, în pustiu. Și acolo a venit Satana și l-a ispitit. Să ne amintim de experiența făcută de poporul ales al lui Dumnezeu, care 40 de ani a călătorit prin pustiu, din Egipt până în țara Canaanului, călăuzit fiind de Moise. Așadar, pustiul, să rețineți, este acel spațiu sacru în care suntem invitați și noi să intrăm. Departe de aglomerație, departe de zgomote, de gălăgie, pentru a ne reculege în tăcere, în prezența Domnului, pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi, dar nu în gălăgie. Vorbește în tăcere. Vedeți, de foarte multe ori suntem influențați în acțiunile, în comportamentul nostru de ceilalți. Ei bine, retrăgându-ne în spațiul tăcerii, ne vom regăsi pe noi înșine. Vom regăsi esențialul, ceea ce contează într-adevăr, fundamentele vieții noastre. În acest pustiu al tăcerii vom descoperi ceea ce este cu adevărat important pentru noi. Ne vom descoperi pe noi înșine și îl vom descoperi pe Dumnezeu, divinitatea. Pustiul este momentul decisiv din viața noastră când ne decidem pentru ce trăim, cum trăim, cu cine trăim, care e rostul vieții noastre. Este momentul în care, favorizați de tăcere, ne punem față în față cu viața noastră. Ne uităm ca într-o oglindă, ca să ne vedem pe noi înșine și să vedem ce anume ar trebui să mai schimbăm în viața noastră pentru a nu o irosi, cum fac atâția. Trebuie, dragi tineri, să facem această experiența pustiului, a tăcerii, adică a liniștei. Numai așa îl vom întâlni pe Iisus la Crăciun, că ne îndreptăm spre Crăciun. Suntem deja în a doua duminică din Advent. S-a aprins, nu i-a aprins a doua lumânare, ce ați făcut? Ia avem un predică a doua lumânare și probabil la urmă, într-o celebrare. Aceste patru lumânări, probabil că vi s-a explicat și știți, semnifică cele patru duminici dinaintea Crăciunului. Suntem într-a doua. S-a fi terminat ceara lichidă sau, mă rog. Ne îndreptăm, spuneam, spre Crăciun și numai așa vom putea descoperi pe Hristos cel viu. Numai așa vom putea da un sens, o direcție clară vieții noastre. Vă invit așadar, până când aprinde a doua lumânare,
Să facem experiența pustiului în viața noastră, să găsim momentele acelea de tăcere, de liniște, în care să intrați în voi înșivă, să intrați în inima voastră, în interiorul vostru. Acolo îl veți găsi cu siguranță pe Dumnezeu, care locuiește în străfundul inimii voastre, așa cum mărturisea Sfântul Augustin, Marele Sfânt Augustin. Vorbește excepțional de frumos în această privință, ascultați. Târziu te-am cunoscut, frumusețe, cu referință la Dumnezeu, la Iisus. Târziu te-am cunoscut, frumusețe, atât de veche și totuși atât de nouă. Târziu te-am iubit. Dar voi vă uitați la mine, voi îl faceți treaba lui. Căci iată, tu te afli în lăuntrul meu, iar eu în afara mea. Ce frumos e. Tu te afli în lăuntrul meu și eu sunt în afara mea. Acolo, în afara mea, te căutam pe tine și în urâțenia mea mă năpusteam asupra lucrurilor frumoase pe care Tu le-ai creat, Doamne. Tu erai în mine, dar eu nu eram cu tine. Ce frumos! Tu erai în mine și eu nu eram cu tine. Și mă simțeam departe de tine, tocmai mă țineau departe, tocmai acele lucruri frumoase care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. Frumos, frumos acest mesaj pe care îl transmite Sfântul Augustin. El a știut la momentul potrivit să se retragă în el însuși și în liniște, în acel mediu sacru să se întâlnească cu Dumnezeu și să regrete amar. Târziu te-am cunoscut, cât de bun ești Tu, Doamne! Tu ai stat mereu în mine și eu eram departe de Tine. Care a fost, revenind la Ioan Botezătorul, mesajul pe care el l-a transmis în pustiu? L-am auzit în Evanghelia de astăzi. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Ei, aceste cuvinte ale predicii sale i-au dat și titlul de precursor al Domnului. Interesant cuvânt și rețineți-l, precursor. Știm ce înseamnă cursorul. Este cel care aleargă mult, folosiți internetul, știți ce e cursorul. Este la computer. Când scriem, se mișcă. Merge înainte și când a ajuns, țac, apăsăm și intrăm acolo unde vrem, în lumea aceasta, în mod virtual. Particula aceasta, pre, înseamnă înainte. Deci, precursor înseamnă unul care merge, aleargă înainte. Aceasta a fost misiunea lui Ioan Botezătorul. Să meargă înaintea Domnului și să-i pregătească intrarea sa în lume, în viața publică. În antichitate, atunci când un împărat voia să ajungă într-o localitate anume, trimitea înaintea lui un astfel de precursor, ca să anunțe, nu erau mijloacele moderne de astăzi, să anunțe pe oameni cu privire la marele eveniment, vine împăratul, pregătiți-vă! Oamenii atunci începeau să se pregătească. Drumurile erau grele. Hai că nici noi nu avem mai bune astăzi în România, sperăm. Drumurile erau grele, iar ei încercau să le ușureze, să le îndrepte, erau denivelate. De aceea spune Ioan, foarte potrivit pentru timpul acela, acum simbolic, pregătiți calea Domnului, îndreptați drumurile, vine împăratul, adică Iisus. Și atunci oamenii făceau tot felul de pregătiri ca împăratul să fie primit bine. E, acesta este rolul pe care l-a jucat Ioan Botezătorul. El a mers în mijlocul oamenilor și le-a vorbit astfel. Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi, oamenilor. Împăratul cerului și al pământului este aproape, vine la voi. Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui.
este mesajul pe care ni-l transmite și nouă astăzi. Împăratul, adică Iisus, n-au venit magii la El să recunoască în El pe împăratul, regele care s-a născut. Împăratul este aproape, pregătiți-i calea și ne spune cum să o pregătim. Cum? Convertiți-vă! Convertiți-vă! Întoarceți-vă de pe căile voastre greșite, rele. Lăsați la o parte tot putregaiul moral, tot ceea ce conștiința vă spune că nu-i bine să faci ca om, nu mai spun ca și creștin, ca fiu al lui Dumnezeu. Convertiți-vă, schimbați-vă modul de a gândi, schimbați-vă mentalitatea, alergați, alegeți în viață ceea ce este frumos și bun cu adevărat. Alergați în viață după ceea ce este cu adevărat important. Nu vă irosiți viața. Nu este important, așa cum bine știți, ce avem. Este important ceea ce suntem. Nu este important ce spun alții sau ce fac alții. Important este ceea ce vrea Dumnezeu, Cel care ne-a creat de la noi. Asta e important. De aceea îndemnul este în timpul Adventului, schimbați-vă mentalitatea atunci și în cazurile în care constatăm că nu este după gândirea lui Dumnezeu. Schimbați modul de a gândi, într-un cuvânt, convertiți-vă. Și în final mă adresez acum membrilor Acțiunii Catolice, care astăzi, cum ne-a anunțat tânărul mai înainte, astăzi și copiii care fac parte din Acțiunea Catolică și tinerii și adulții fac adeziunea. Este un moment important pentru ei, dar și pentru noi ceilalți, pentru biserica noastră locală, pentru că prin activitatea lor, acești copii, tineri, vârstnici, adulți, se angajează să lucreze în biserica din care facem parte toți, prin botezul nostru. Cu această ocazie, ca păstor al diecezei de Iași, am transmis un mesaj din care aș vrea să extrag câteva cuvinte. Așa am scris și găsit și pe internet acest mesaj pe site-ul Episcopiei Iercis.ro. Dragi prieteni, să străluciți de bucurie că sunteți prietenii lui Hristos. Bucuria să fie la ea acasă, în grupurile voastre de acțiune catolică. Să molipsiți și pe alți copii, tineri și adulți, cu entuziasmul și implicarea voastră și să arătați lumii întregi cât de frumos este a-L urma pe Iisus Hristos. Nu vă temeți să dați mărturie despre credința voastră la școală, la locul de muncă, în societate și oriunde sunteți prezenți. Sărbătoarea adeziunii să fie un nou început pentru fiecare dintre voi, în dorința de a răspunde cât mai fidel chemării lui Hristos. Sfânta Fecioară Maria, cea care s-a încredințat cu totul lui Dumnezeu, să vă însoțească pe acest drum al reînnoirii și să vă poarte mereu la Fiul ei. Sfântul Iosif să vă ajute să aveți grijă unii față de alții, așa cum el, Sfântul Iosif, s-a îngrijit de Iisus și de Maria și să vă sprijiniți pentru a fi sarea pământului și lumina lumii. În concluzie, vă mulțumim pentru implicarea voastră și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot binele pe care îl faceți bisericii în Acțiunea Catolică. Amin. Acum urmează cei care sunteți în cadrul Acțiunii Catolice să răspundeți la câteva întrebări pe care vi le voi pune. Dar mai întâi ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor,
Fraților, deoarece ați fost chemați prin Harul lui Dumnezeu să colaborați la apostolatul Bisericii în acțiunea catolică, fiind adunați aici în fața lui Hristos, invocând mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, patronul acțiunii catolice, vă întreb, prima întrebare, promiteți să vă angajați sub călăuzirea papei, a episcopilor și a preoților la formarea voastră creștină și să trăiți o viață cu totul conformă cu legea lui Dumnezeu și a Bisericii? Promit! Promiteți să mărturisiți cu mult curaj credința catolică pentru care am fost renăscuți de Dumnezeu și în care, cu ajutorul Harului Său, sperăm să rămânem fideli? Promit! Promiteți să răspândiți învățătura lui Hristos și a Bisericii în familiile voastre, în societate, în ambientul în care trăiți, pentru a vesti astfel tuturor mesajul evanghelic al iubirii? Promit! Promiteți să-i considerați pe toți cei înscriși în asociația voastră ca frați, conlucrând în spirit de caritate și comuniune? Promit! Așa să vă ajute Dumnezeu, căruia să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Voi binecuvânta acum însemnele celor de la acțiunea catolică. Doamne Dumnezeule atotputernic, de la care ne vin toate lucrurile bune, te rugăm să binecuvântezi și să ajuți acești creștini pentru ca, înzestrați cu aceste semne ale apartenenței la acțiunea catolică, să se poată dezbrăca de omul cel vechi și să îmbrace omul cel nou, care a fost creat pentru împărăția ta prin Hristos Domnul nostru. Veniți ca să vă pun în semnele, așa spune părintele. Thank you.
chemați la convertire și la mărturie, să-i cerem acum Domnului în rugăciunea noastră să ne facă apți în a pregăti calea lui Iisus care vine, să ne rugăm și să spunem, ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca biserica, prin contribuția fie, chiar și a celui mai mic dintre credincioși, să poată fi totdeauna un centru luminos și primitor pentru toți oamenii, să ne rugăm. Te ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca semnelor exterioare ale sărbătorilor Crăciunului să le corespundă adevărata convertirea inimii noastre la Hristos, precum și solidaritatea fraternă, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca egoismul, închiderea și interesul să cedeze locul unei adevărate fraternități între popoare, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca toți creștinii care au funcții de responsabilitate în structurile sociale să dea ascultare glasul Duhului și să lucreze pentru o societate mai dreaptă, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca să fim tot mai mult sarea pământului și lumina lumii, într-o societate în care valorile creștine sunt considerate din ce în ce mai mult lipsite de importanță, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru noi toți, cei prezenți, ca să înțelegem că a face parte din acțiunea catolică înseamnă a fi în slujba Bisericii, care are misiunea de a-L aduce pe Hristos și mântuirea Sa la toți oamenii, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Pentru ca fiecare membru al acțiunii catolice din parohia noastră să se implice cu generozitate în activitățile din acest an asociativ, să ne rugăm. Ajută-ne, Doamne, să pregătim calea Ta. Dumnezeule, Părintele nostru, luminează-ne mintea și întărește-ne voința pentru ca nașterea Fiului Tău la Betleem să ne găsească pregătiți de a-ți ieși în întâmpinare și de a trăi iubirea Ta ca adevărați copii ai lui Dumnezeu. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Oh,
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Us inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnul. Vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Și acum, conștienți și mândri de demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu primită la botez, să spunem împreună rugăciunea pe care ne-a învățat-o Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta,
să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
că Tu rămâi cu mine, sunt ferit de orice ispită. Și când sunt într-un pericol, mă salvezi într-o clipită. Când sunt trist, eu vin la Tine, ești izvor de mântuire. Și îmi port din nou în spate crucea când ai putere. Vreau să știu că îndestulați fiind cu această hrană sufletească, Te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participare la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Aveți o rugăciune, cei de la Acțiunea Catolică, spuneți împreună, da? Toți, Părinte Sfânt, în nemărginita Ta iubire, mă
dorit și m-ai creat. Mi-ai dăruit credința și mă chem necontenit la sfințenie. Cât de mult valorez pentru tine. Luminează mintea, deschide inima și întărește voința pentru a te căuta mereu pe tine, bucuria vieții mele. Iisuse Hristoase, Tu îți îndrepți privirea spre mine și mă chem să fiu prietenul, ucenicul și mesagerul Tău. Îți mulțumesc pentru darul acțiunii catolice și pentru că eu fac parte din această mare familie. Fă ca în mijlocul acestei luni ea să fie mereu în slujba Bisericii, animată de dorința de apostolat și corespunsabilă în misiunea Bisericii, împreună cu păstorii. Duhule Sfânt, care mi-ai oferit atâtea daruri, ajută-mă să îmi păstrez mereu dorința de a ieși din anonimat, de a mă implica în viața comunității și de a fi mărturisitor al prezenței Tale în lume. Sfântă Fecioară Maria, Regina Națiunii Catolice, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife, Patronul Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioan Paul al II-lea, Patronul Acțiunii Catolice din România, roagă-te pentru noi. Amin. Acum o să vă dau binecuvântarea și înainte de a vă spune mergeți în pace, așteptați să vi se facă anunțurile de duminică. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Câteva anunțuri din viața comunității. Colecta de astăzi este pentru Caritas. Mâine, luni, 9 decembrie, sărbătorim neprihănita zămislire. Programul Sfintelor Liturghii va fi ca în zi de duminică. 8, 9 și 15, 11, 16 și 18. În cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11 va avea loc hirotonirea într-un diaconat a 5 candidați. Marți, 10 decembrie, îl comemorăm pe fericitul Anton Durcovici. Începând cu ora 16, vă invităm să participați în aula de la subsolul catedralei la un simpozion dedicat memoriei sale, iar la ora 18, la Sfânta Liturghie solemnă în cinstea sa. Mulțumim tuturor celor care au oferit pe parcursul săptămânii acesteia îmbrăcăminte sau încălțăminte pentru cei nevoiași. Joi, 12 decembrie, la ora 19, Preasfințitul Iosif Păuleț va ține cea de-a treia cateheză aici, în catedrală. Mulțumim celor care au participat până acum și vă așteptăm în continuare pe cât mai mulți. Astăzi îi spunem Preasfințitului Aurel Percă la mulți ani și multe haruri de la Domnul cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la consacrarea episcopală. Duminica viitoare, 15 decembrie, la ora 19, Corul Tinerilor Catedralei, Juvenes Ecclesie, va susține concertul tradițional de colinde. Liturghia de la ora 18 se va celebra cu o oră mai devreme, pentru a da astfel timp suficient pregătirilor necesare. Vă anunțăm apariția numărului pe decembrie al revistei Lumina Creștinului.
Revista poate fi procurată de la intrarea în biserică sau de la biroul parohial. Prețul unui exemplar este 2 lei. Vă dorim tuturor o seară plăcută în continuare și un advent binecuvântat. Lăudat să fie Iisus Hristos! Vreau să mulțumesc acum tuturor copiilor, adolescenților, tinerilor și celorlalți care sunteți înscriși la Acțiunea Catolică și care astăzi ați reînnoit adeziunea. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea sănătate și putere, înțelepciune, să susțineți munca pastorală a Bisericii pentru înflorirea ei și spre slava lui Dumnezeu. Îi felicit și pe părinții care sunt cei care asigură asistență spirituală și îi coordonează pe acești copii, adolescenți, tineri și maturi și Dumnezeu să le răsplătească osteneala lor. Felicit și eu din toată inima ca păstor al diecezei pe înalt preasfințitul acum Aurel Percă, cel care astăzi împlinește 20 de ani de la consacrarea ta într-un episcopat. Tuturor vă doresc un advent rodnic în continuare și în toate binecuvântarea lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie s-a încheiat. Mergeți în pace. Bucuria noastră-i mare, căci pe tine te avem. Vrem să-ți oferim cu toții tot ce facem și suntem. Tu, frate, pentru oameni te-ai făcut ca să ne dai toată bucuria vieții, chiar și cerul celălalt.